Etapa județeană a concursului Mesajul meu antidrogă a ajuns la final odată cu premierea celor care au reușit să ocupe primele locuri în clasament. Este vorba despre cei 24 de elevi care au reușit să atragă atenția asupra lucrărilor lor în cea de-a 13-a ediție a acestui concurs. Premierea participanților a avut loc în incinta Palatului Copiilor din Giurgiu. Ne aflăm azi în plăcuta postură de a mâna premiile câștigătorilor concursului Mesajul meu antidrog, etapa județeană. Proiectul Mesajul meu antidrog este un proiect organizat de Agenția Națională Antidrog în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Tema din acest an a fost Colorează-ți viața altfel, fără droguri. La cele 8 secțiuni ale concursului au participat elevi atât din ciclul gimnazial cât și din ciclul liceal. Ei, nu vreau decât să felicit elevii care au realizat aceste lucrări. De asemenea, felicit și cadrele didactice care au pregătit acești elevi. Lucrul acesta a demonstrat deprinderi și activități în realizarea acestor lucrări, deprinderi bune. Și încă o dată felicit cadrele didactice și elevii. Consiliul Județean Giurgiu a sprijinit activ Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Giurgiu în implementarea acestei campanii, etapa județeană a concursului național Mesajul meu antidrog, și va sprijini în continuare activitățile ce urmează a fi implementate în decursul acestui an. Pentru talentul lor, elevii au primit din partea Consiliului Județean, în calitate de partener în proiect, câte o tabletă. De la Colegiul Național, Ion Mărescu. La secțiunea Spot Antidrog, premiul 1, Ionescu Bianca, de la Colegiul Național, Ion Mărescu. Un spot foarte interesant, să sperăm că vom câștiga și la etapa națională acest spot. O să-l vizionați. Printre premiați s-a aflat și Alexandra Belu, elevă la școala numărul 8 din municipiu. Aceasta a reușit pentru al doilea an consecutiv să ocupe locul întâi în acest concurs la secțiunea eseu literar. Știu că e pentru al doilea an consecutiv când câștigi acest premiu. Da, așa este. Cu ce temă ți-ai ales în acest an? Modul în care putem să scăpăm de dependența de droguri, acela fiind sprijinul dat de prieteni, părinți, cei care sunt aproape de noi. Spune-mi ce înseamnă pentru tine acest premiu. Modul în care literatura poate să ne schimbe viețile. Spune-mi, te rog, ce crezi că vei face la faza națională, având în vedere că anul trecut ai luat locul 3? Sper să am tot un punctaj bun, o apreciere bună a compunerii și poate anul ăsta un premiu mai bun. Lucrările elevilor care au obținut locul întâi la etapa județeană au fost transmise la Agenția Națională Antidrog în vederea participării în faza națională. Concursul face parte dintr-un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal și se desfășoară anual.